Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Vorbim cu candidați din toate colțurile județului Brașov, bine, și din municipiu, dar acum ne deplasăm rapid la Zărnești. Ionuț Sorin Banciu, candidatul PNL pentru funcția de primar al orașului. Bun găsit, domnul Banciu. Bun găsit, mă bucur să fiu din nou în emisiunea ta, Dan, și să povestim despre planuri de viitor pentru Zărnești. Da, dățile trecute când ne-am întâlnit, am discutat despre alte lucruri, despre mediu, lucruri la fel de frumoase. Da? Păi și campania electorală are părțile ei frumoase, nu-i așa? Așa este. Și temele de mediu sunt teme despre noi, sunt teme despre acasă, sunt teme despre împrejurimi, iar la Zărnești temele de mediu sunt la fel de actuale ca și în alte orașe, având în vedere că suntem într-o zonă frumoasă, într-un parc național, unde trebuie să găsim echilibru între dezvoltare și protejarea mediului. Într-adevăr, foarte multă lume înțelege că parc național, protejarea mediului, sunt niște chestiuni restrictive, nu o să mai poți călca pe acolo. Nu e adevărat. Lucrurile stau altfel. Nu poți să faci orice îți trece prin cap, dar cu cât vizitezi mai multe parcuri naționale, cu atât este mai bine. Da, este. Pentru mine, Parcul Național este o oportunitate, nu este o barieră. Nu a fost fructificat acest potențial la nivelul la care ar fi trebuit, dar sunt convins că cu înțelepciune și cu dialog vom putea găsi soluții. Sunt reguli de respectat într-un parc național, sunt diferite zone în care se poate dezvolta orașul și zone în care trebuie să, unde scopul prioritar este să păstrăm peisajele neatinse și frumoase, așa cum ne-a lăsat natura și Dumnezeu. Dar da, există soluții, se pot găsi soluții împreună prin dialog și cred că cel mai important lucru este să aducem bunăstarea și în buzunarele oamenilor. Oamenii trebuie să simtă beneficiile existenței unei arii naturale protejate atât de importante. Asta a lipsit până acum. Marea majoritate a oamenilor percep încă acest patrimoniu natural ca pe o barieră în calea dezvoltării. Lucrurile trebuie să se schimbe. Putem găsi soluții astfel încât această bogăție naturală, aceste resurse să poată fi puse în valoare mai bine și oamenii să simtă bunăstarea și în viețile lor. Da, Zărneștiul are, sau mă rog, a avut așa o curbă pe dezvoltarea industrială pe care ne-o amintim cu Tohan și așa mai departe, după care a intrat într-un cont de umbră, a venit Parcul Național și parcă s-a mai aprins un pic lumina la Zărnești. Și într-adevăr, cred că oamenii au niște așteptări destul de mari, mai ales că și imaginează, unii dintre ei au fost și au văzut, am fost într-un parc național, nu știu, în Boemia, și am văzut ce înseamnă magnetismul, atracția, atractivitatea unei astfel de parc. Da, Zărneștiul este un oraș care a trecut prin toate provocările post-decembriste, să zic așa. A fost un oraș preponderent industrial, uzina mecanică, fosta uzină 6 martie, cum se denumea pe vremea respectivă, avea foarte, deci peste 12.000-13.000 de muncitori. Din păcate, chiar și în ultimii ani, chiar pe o perioadă de creștere economică, Zărneștiul a pierdut constant locuri de muncă. Oamenii fac naveta, ne-am transformat într-un oraș de navetiști către locuri de muncă mai bine plătite în împrejurim, predominant Brașov, dar și Codlea, Ghimbav, chiar și Râșnov. Iar dezvoltarea turismului nu a făcut față, nu a compensat toate aceste pierderi. Aici trebuie să găsim și am gândit o strategie, dezvoltarea turismului și a acestei ramuri mai deosebite și mai speciale, numite ecoturism, este una dintre prioritățile mandatului meu. Sunt convins că putem diversifica activitățile turistice în zonă. Din păcate, turiștii vin, stau în medie doar 2 zile la Zănești, pentru că nu au opțiuni și nu au alternative de petrecerea timpului liber. Și aici, ăsta va fi focusul, astea sunt activitățile și planul meu pentru dezvoltarea ecoturismului și a turismului la Zănești. Să dezvoltăm zona, să facem un bike park, să aducem festivaluri sau să creăm festivaluri locale, pentru că avem multe de arătat în afară. Trebuie să încurajăm turiștii străini să vină să viziteze locurile astea relativ intacte pe care ei le-au pierdut
Și cred că asta este una dintre, sunt convins că asta este una dintre liniile pe care Zărneștiul trebuie să meargă, în paralel cu o revigorare a unor industrii care nu se vor mai putea face la nivelul la care se făceau în perioada comunistă, dar există soluții, există un parc industrial care are abia 700 de locuri de muncă și aici parteneriatul între o administrație locală inteligentă și profesionistă și un administrator de parc industrial poate să vină cu soluții astfel încât investitorii să fie atrași și să creăm locuri de muncă. Da, discutam apropo de industrie, scuze-mă. Da, era un alt domeniu în care cred că s-a făcut foarte puțin. Zărneștiul are o resursă regenerabilă, lemnul. Sunt pădurii care sunt proprietatea publică a comunității, a orașului. În schimb, sunt foarte puține afaceri în acest domeniu. Tâmplăria, prelucrarea lemnului este una dintre domeniile la care mă pricep și pe care vreau să le dezvolt, nu numai prin o atragere a unor investitori, ci și prin crearea unor școli profesionale tehnice dedicate pregătirii tinerilor în aceste domenii, care lipsesc. Nu e suficient să ai potențial, să ai infrastructură industrială, da, utilități, gaze și curent de medie în altă tensiune, trebuie să ai și forță de muncă pregătită. Și aici pierdem specialiștii foarte buni, pentru că pătrunesc, trebuie să înlocuim între timp acești specialiști cu alții, cu tineri, care să se dezvolte, să-și crească aptitudinile și să poată să performeze în domenii tehnice. Da, școala profesională Kronstadt este un exemplu pentru întreaga zonă, din punctul meu de vedere. Este adevărat că fiecare părinte își dorește pentru copilul lui ce este mai bun, mai mult decât a realizat el în tinerețea lui. Și ar vrea să fie toți doctori, avocați, patroni, manageri și așa mai departe. Pierdem însă din vedere esențialul. Dacă ești manager și nu ai angajați, este inutil să fii manager. Adică tu centrezi, tu dai cu capul, falimentul este foarte aproape de fiecare dată. Și mai discutam cu niște oameni în vârstă, apropo de industria asta pe care nu o mai avem și pe care nu o să o mai avem niciodată, asta e clar. Și un om foarte inteligent, pe care eu îl apreciez foarte tare, a zis așa, că eu când îi aud pe ăștia cu industria veche, că domnule, că erau, că ce făceam și trăiesc așa din niște amintiri, deci eu îmi amintesc numai de săniile pe care le făceau în fabrică. Fierul ăla era un fier furat, da? Deci se fura fier, făceai sanie, se fura și lemn ca să-i faci zona aia unde te întinzi frumos când mergi la săniuș și așa mai departe. Deci unul din trei muncitori de la steagul, de la tractorul, probabil că și la Tohan era aceeași situație, și făcea o sanie, măcar o dată pe an sau o dată la 2 ani, la 3 ani. Cam care erau pierderile și cât se fura de acolo? Nu după industria aia plângem noi, după altceva plângem. E clar că modelul economic nu va mai putea fi replicat, nu va putea fi înviat. Trebuie să găsim, văd o dezvoltare, trebuie să ne păstrăm tradițiile. Încă sunt specialiști care ar putea educa tinerile generații în meseriile astea de strungar, de frezor, dar pe tehnologie modernă. Există cerere de sute de locuri de muncă. Chiar la Zărnești discutam cu reprezentanții parcului industrial, am discutat cu directorul uzinei mecanice. Vârsta medie a specialiștilor pe aceste domenii foarte tehnice este foarte mare și tuturor le teamă că nu urmează niciun val. Eu cred că totuși tinerii, am în jurul meu, în echipa mea, oameni foarte buni, foarte tehnici, care nu sunt neapărat, nu trebuie să ai un doctorat sau un masterat, fiecare om își are rolul lui într-o societate. Și cred că o meserie a devenit ceea ce spuneau bătrânii noștri, o brățară de aur. Sunt foarte mulți oameni care, făcând o meserie, prestând niște servicii, câștigă mult mai bine decât oameni care, nu știu, sunt în anumite funcții sau sunt doctori sau sunt avocați și așa mai departe. Deci e un model economic pe care nu-l vom mai putea învia, dar văd o oportunitate de dezvoltare a unor servicii, chiar în jurul turismului. Dezvoltând o zonă turistic, automat ai servicii orizontale care se vor dezvolta. Am văzut cu toții modelele europene, mai ales în jurul parcurilor naționale, în Austria, unde se folosește tot ce este disponibil local. Aici este iar o oportunitate. Putem produce hrană, putem produce servicii, putem produce orice, dacă ne dorim. Important este ca o administrație și o comunitate să-și protejeze afacerile locale,
Pentru că nu poți să o faci legal, la o licitație nu poți să spui, ești obligat, vii o firmă din Zărnești și dacă nu ești din Zărnești, nu. Dar poți să educi oamenii, cetățenii și acest ecosistem de afaceri local să încurajeze utilizarea de produse locale. E o inițiativă care trebuie să înceapă, apropo de Parcuri Naționale și Arii Protejate, se lucrează la un manual care să creeze un brand național numit Produs în Arii Naturale Protejate Românești. Sunt convins că vom găsi soluții și la Zărnești. Se produc lactate, se produc o grămadă de lucruri la Zărnești. Trebuie să încurajăm acești producători și să ne fie bine. Să ne fie bine aici, aproape de casă, să ne putem aproviziona cu hrană sănătoasă, sigură, cu produse de calitate de la noi din localitate. Și asta nu poți să o faci decât încurajând oamenii să-și deschidă o afacere, sprijinindu-i să-și deschidă o afacere și făcând conexiunile astea care lipsesc. Există o oarecare reticență la noi, la asociere, ne gândim tot timpul la perioada comunistă când eram obligați să fim asociați, era o asociere de asta mai cu forță, așa, dar trebuie să reînviem genul ăsta de cooperativă care funcționează foarte bine în Franța, în Austria, în țările din vestul Europei. Sunt convins că se pot aduce aceste soluții și la Zărnești. Da, oamenii trebuie să înțeleagă, dincolo de orice, și chiar și dincolo de campanie electorală și de lucruri pe care le discutăm de principiu doar în campanie electorală, trebuie să înțeleagă că atunci când ai un scop comun, de a ieși spune scop comun, îl atingi împreună. Nu poți tu să ai un scop comun, că e scopul tău individual, clar, nu e comun. Și te duci către el cumva, ajungi, n-ajungi, problema ta. În momentul în care și-ai pomenit de Franța, fermierii francezi și-au dat seama că există un pericol la nivel european din partea altor țări, da? S-au adunat pe anumite zone și au zis, băi, câte tractoare ai? 10, eu am 5, tu ai 7, hai să facem... Punem tractoarele la muncă în felul ăsta, arăm tot terenul, începem cu al meu că e în margine și mergem până îl terminăm și pe al tău. Adică facem niște lucruri ca să fim, din punct de vedere economic, eficienți, producția să fie una de calitate și atunci rămânem pe piață. Dacă nu, o să dispărem la un moment dat. Un oraș în care vrei să rămâi, ăsta e un slogan. Da, este un slogan la care m-am gândit mult pentru că am observat ce s-a întâmplat în ultimii ani. Este o tragedie care e relevantă pentru întreaga țară. Tinerii pleacă, persoanele active pleacă, profesioniștii pleacă, nu mai rămâne nimeni. Bătrânii, seniorii, părinții rămân singuri pentru o aparentă liniște, dar este o liniște care are niște consecințe foarte grave. Eu îmi doresc un oraș în care să vrei să rămâi din mai multe perspective, atât ca cetățean, pentru că poți să te dezvolți, poți să-ți faci o afacere, poți să fii bine plătit, da? Poți să ai un job bine plătit, la fel ca la Brașov sau chiar și în alte țări. Un oraș în care să rămâi ca turist mai mult de cele două zile, pentru că ai oportunități de petrecere a timpului liber și vom investi foarte mult în acest domeniu, aducând festivaluri, evenimente, care să țină oamenii la Zărnești mai mult timp. Bineînțeles, nu vom putea face asta decât integrându-ne în niște proiecte de promovare a turismului locale, regionale. Avem o zonă metropolitană, avem vecinătăți cu potențial la fel de mare din punct de vedere turistic ca și al Zărneștiului, Bran, Moeciu, Poiana Mărului este o zonă aproape virgină din punctul ăsta de vedere, cu niște peisaje extraordinare. Nu vom putea să facem singuri. Pe lângă această tragedie a oamenilor care părăsesc Zărneștiul și care nu se mai întorc, eu am vrut să dau acest exemplu prin că asta trebuie să faci ca lider, trebuie să arăți că poți și trebuie să arăți un model. Am colegi de clasă care nu mai sunt la Zărnești. Foarte puțini au rămas, sunt tineri care pleacă, trebuie să vedem cum aducem acești, pentru că prin oameni se face totul. Sunt oameni care și-au găsit un rost în alte părți, au fost apreciați, s-au descurcat foarte bine și nu se mai întorc decât să-și viziteze părinții. Asta e, de fapt, tragedia pe care o văd, pe care o resimt și pe care aș vrea să o întorc cumva. Oamenii să se întoarcă, să-și dea seama, da, am potențial. Iar asta nu poate să facă decât o administrație care înțelege că fără dezvoltare și fără perspective, nimeni nu se va întoarce la Zărnești. Un business, un om de afaceri nu va investi la Zărnești atât timp cât nu știe ce se va întâmpla peste an, doi. Nu avem predictibilitate. Zărneștiul am făcut-o la un moment dat o,
un material pe care l-am pus pe Facebook. Este un oraș fără un plan de viitor. Nu știe ce vrea Zănești. Nu are încă aprobate planurile necesare dezvoltării unui oraș. Nu avem plan de urbanism general. Intravilanul este același din 2002. Planurile de urbanism zonale sunt într-o continuă pregătire. Nu știi ce variante actuală, nu știi ce te așteaptă dacă ai cumpărat un teren și vrei să faci o investiție, o pensiune sau o casă de vacanță. Este o ceață totală și în ceață toată lumea merge cu viteză mică. Ori noi acum avem o oportunitate imensă, da, se discută de cele aproape 80 de miliarde de euro care vor veni, sunt dedicați României, pe perioada 2021-2027. Nu putem să-i atragem dacă nu știm ce vrem să facem, dacă nu avem planurile pregătite. Comisia nu o să aștepte după orașul Zărnești sau după orașul Brașov să-și pregătească proiectele. Noi va trebui să le avem gata, să știm ce vrem, să le punem pe masa comisiei, da, sau autorităților de management din România și să spunem asta vrem să facem. Bani vor fi mai mult decât până acum. Trebuie să avem înțelepciunea să-i utilizăm, să facem proiecte integrate, apropo de integrare, într-un județ care este o destinație turistică de excepție, un județ care se dezvoltă. Aici văd pentru Zărnești, am numit-o axa Brașov-Râșnov-Zărnești, pentru că am lucrat cu primarul George Scripcaru pe teme de mediu, am văzut proiectele Brașovului, am contribuit cu idei la ele și văd că se întâmplă. Deci, ceea ce acum 6 luni, când povesteam noi în emisiunea ta, erau niște idei, au devenit proiecte, sunt în diferite stadii de implementare, lucrurile se mișcă, avem de unde învăța. Trebuie să ne conectăm cu alții, să ieșim din această izolare pe care o resimt. Izolarea a venit și prin faptul că la Zărnești avem o administrație PSD de 12 ani care efectiv a fost incapabilă să creeze planul de viitor pentru Zărnești, să-l urmărească și să atragă fonduri pentru implementarea proiectelor de acolo. Mi s-a răspuns... Apropo de proiecte, vorbeam ieri cu primarul Scripcaru în emisiune. Bine, emisiune electorală, sigur, da? Trebuie să precizăm lucrul ăsta, dar dincolo de toate, să știi că toate orașele mari, municipii, orașe mari, visează la banii de care tu ai povestit un pic mai devreme. Brașov are un plan pe care cu siguranță îl cunoști, acela cu mărirea domeniului schiabil, cu întinderea către Râșnov, extinderea către Râșnov a domeniului schiabil și o să vezi că Brașov și Râșnov vor intra împreună într-un context viitor legat de sporturile de iarnă și nu văd de ce n-ar fi și Zărnești acolo, adică de la Râșnov la Zărnești mai arunci, nu mănânci o pâine, e clar, o expresie veche, nu mănânci o pâine, mănânci un sandvicel. Și poți să te cazezi la Zărnești și să vii la Râșnov, iei telegondola, te urci în Postăvarul și schiezi toată ziua. Da, la Zărnești au existat proiecte. Lumea visează la pârtii de schi. Am văzut un proiect de pârtie de schi la altitudine de 800 de metri, ceea ce este total utopic. Este un proiect care există în planul de, în așa numită strategia de dezvoltare a Zărneștiului. În lumea normală, sub 1500 de metri altitudine, nu-ți mai face nimeni nici măcar un studiu de fezabilitate, pentru că ar însemna să te păcălească, să-ți ia banii și la final să-ți spună: domnul primar, nu poți să faci pârtie la 800 de metri. Este încălzire globală. Exact. Trăim într-o era schimbărilor climatice, unde zăpada e din ce în ce mai puțină, vine tot aiurea, tot când nu trebuie, avem sărbători de iarnă fără zăpadă și apoi avem zăpadă în martie. Nu poți să faci. Lucrurile trebuie gândite, trebuie să te conectezi, trebuie să vezi ce se întâmplă în jurul tău. Nu poți să te trezești că faci un proiect de o pârtie Brebina la 800 de metri altitudine, care nu are nicio logică. Nu trebuie să facem peste tot pârtii de schi. Zărneștiul poate să ofere altceva, poate să ofere liniștea unei zone lângă o are naturală protejată, poate să ofere păduri virgine, quasi virgine, poate să ofere turism de observare a vieții sălbatice, poate să ofere turism la pas, ca să zicem așa, un turism din ăsta mai lent, mai apropiat de ritmul normal al unui om, mersul pe bicicletă, așa zic eu, că asta e viteza cu care ar trebui să muncim și să ne dezvoltăm ca să păstrăm un echilibru în viața cotidiană. Putem oferi toate astea, trebuie să fim integrați. Când un turist a aterizat la Brașov, dacă vom avea mâine, poimine un aeroport internațional, el trebuie să aibă aceste opțiuni pe masă. El trebuie să știe că 2 săptămâni, dacă stă în jurul Brașovului, are ce vedea, are ce face și trebuie să oferim aceste experiențe. Turiștii nu se mai mulțumesc cu umbră, cu apă, grătare și bere. Turiștii vor experiențe.
dacă ai oferit o experiență unui turist, va reveni, pentru că va pleca cu ceva. Am fost în jurul Brașului, am fost la Zărnești, am văzut aia. Avem sanctuarul de urși, avem prăpăstile Zărneștiului, avem peisaje montane, avem ce oferi. Foarte multe. Trebuie să le punem în valoare și trebuie să le punem în valoare integrat. Ori asta numai împreună cu alții se poate face. Cine își închipuie că se mai poate izola într-un colț și va aduce și dezvoltare, se înșeală. Este o utopie. Da. Spui tu că vrei să, sau mă rog, îți dorești să candidezi pentru că aici este casa ta și ai încredere în potențialul uriaș al Zărneștiului. Probabil că nu toată lumea vede potențialul ăsta. Eu cred că oamenii de aici îl văd în măsuri diferite. Sunt la fel de nemulțumiți ca și mine de ce s-a întâmplat. Nu pot să nu vezi potențialul. Oamenii din Zărnești îl văd, turiștii îl văd. Primesc mesaje de la turiști, domnule, hai odată, hai și fă treabă, nu se poate, aveți o bijuterie aici la Zărnești și nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimic. Și îți dau un exemplu concret. Sunt câteva restaurante. Dacă vrei să ieși seara pe o terasă sau la un restaurant, ai foarte puține opțiuni. Asta ce înseamnă? Că nu a existat un interes pentru anumiți investitori să vină să facă servicii de calitate. Nu mai pot să ofer serviciile din turism de acum 15 ani. Turiștii și-au diversificat gusturile, și-au rafinat gusturile. Toți ne dorim vizitatori străini, pentru că de obicei vizitatorii străini lasă banii în comunitățile pe care le vizitează. E pentru genul ăsta de turiști să ofer niște servicii de calitate. Și aici vine iară partea de educație, pentru că am zis turism și educație. Educație nu numai educația formală. Doresc să facem un centru de dezvoltare de aptitudini antreprenoriale, să învățăm oamenii să-și facă o afacere, că nu toți vor vrea să fie angajați, asta e clar. Tinerii preferă să aibă propria afacere. Trebuie să creăm aptitudini necesare dezvoltării unor servicii de calitate și în turism, și nu numai în turism. Trebuie să creștem odată cu dezvoltarea economică, pentru că potențialul există, dar potențialul înseamnă atât locuri frumoase, cât și oameni profesioniști și pregătiți să ofere niște servicii de calitate. Și asta îmi doresc eu, să creștem împreună. Da, un oraș, într-adevăr, din câte spui tu, este clar că există acolo potențial. Dureros să n-ai unde ieși pe o terasă, cred că pentru zărneșteni e destul de supărător lucrul ăsta. Chiar dacă la prima vedere ce ai, nu lasă, că nu e obligatoriu. Nu e obligatoriu, într-adevăr, dar dacă tu, de exemplu, ai niște prieteni, îi caracterizăm turiști, ai niște prieteni care au venit la tine în vizită, da? Și zice, hai să ieșim și noi undeva într-o seară. Cred că trebuie să, nu știu, din ce mi-aduc eu aminte, cred că ești obligat să iei pe vale încolo, către Piatra Craiului, altfel n-ai nicio șansă. Da, nici acolo, uite... Pensiunile acelea, nici ele nu au toate restaurante, deci... Nu sunt foarte puține locuri, adică de la Zănești, de la mine, de unde am eu casa asta, aproape de ieșirea din Zănești spre Plaiul Foii, sunt câteva locuri unde poți să ai o terasă. Este Plaiul Foii, este Popoasul Pietrii Craiului și mai sunt două, trei restaurante, nu foarte multe. Și de ce? Pentru că primarul actual spune, am dezvoltat zona, am tras asfalt. Avem asfalt, 11 kilometri, asfaltul ăsta a devenit subiect de laudă. Din 4 în 4 ani ne lăudăm cu același asfalt. Uită oamenii că asfaltul a fost un proiect care s-a terminat, mă rog, s-a finalizat acum 4 ani, dar a început într-un alt mandat al unui alt primar. Pe lângă asta, nu există canalizare, nu există apă curentă, există o rețea de medie tensiune cu doar 3 transformatoare. Maica mea și-a făcut o casă mai sus de mine și are apă dintr-un puț forat și nu are curent. Primul transformator este la 800 de metri. Electrica i-a spus foarte clar, doamna Banciu, nu puteți să trageți curent decât dacă sunteți la 100 de metri de un transformator. Adică dacă tot am investit și vrem într-adevăr să dezvoltăm o zonă, primul lucru sunt utilitățile. Da, rețele de gaze naturale, la fel, e o mare problemă. Oamenii își plătesc din buzunarul lor conectarea la rețea de gaze și noi avem programe naționale cu fonduri europene pentru a conecta 1000 de gospodării pe localitate la rețele inteligente de gaz. Dar dacă te-ai trezit în ultimul moment și da, linia de finanțare s-a deschis și tu ai 3 luni să depui un proiect, nu o să-l faci. Că trebuie să-l știi din timp, trebuie să te pregătești, trebuie să știi măcar câte gospodării am la Zărnești care au nevoie de gaz natural. Ori asta trebuie să vină din partea unei administrații care trebuie să vadă lucrurile astea. Și astea se pun în planuri.
Și când tu ai pus într-un plan de dezvoltare a zonei Zărnești-Plaiu-Foii toate aceste utilități și l-ai aprobat, lumea vine cu încredere și investește. Spune, da, o să mă apuc pentru că o să am canalizare, o să am apă, o să am curent, o să am strictul necesar în secolul 21. Într-o zonă unde protecția mediului trebuie să fie o prioritate, că suntem totuși lângă o area naturală protejată. Mulțumim frumos, Ionuț Sorin Banciu, candidat PNL la funcția de primar al orașului Zărnești, de asemenea candidat la funcția de consilier local în aceeași localitate și la funcția de consilier județean. Doamne, domnișoarelor, domnilor, sunt Dan Ghiță, o seară plăcută tuturor, rămâneți alături de RTT. Campania electorală nu se oprește!